Cei care au dorit să beneficieze de programul Rabla în acest an s-au putut înscrie la unul din producătorii sau dealerii autovalidați în program, a căror listă poate fi consultată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Cei înscriși au putut beneficia de un tichet de 6.500 de lei în schimbul casării mașinii mai vechi de 8 ani, pe care o au la unul dintre colectorii autorizați de Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Ei au beneficiat de reducerea de 6.500 de lei la achiziționarea mașinii noi de la producătorul la care s-au înscris. Totodată, beneficiarii au putut ceda prima de casare în favoarea altor persoane care doresc să își cumpere o mașină nouă. În cadrul programului Rabla 2015, cu o valoare totală de 200 de milioane de lei, a fost alocat un număr de 20.000 de etichete pentru persoanele fizice și 5.000 de etichete pentru persoanele juridice și instituții publice. Așa cum am aflat cu toții, de astăzi s-a declanșat programul de stimulare a noirii parcului auto național, în România, denumit pe scurt Rabla, program pe care îl gestionează Administrația Fondului pentru Mediu. Prin ordinul Ministrului Apelor și Pădurilor numărul 69 din 25.03.2015, publicat în Monitorul Oficial a României, partea 1, 209 din 30.03, a fost aprobat ghidul de finanțare a acestui program. La acest program, care a fost declanșat astăzi pentru persoane fizice, vor putea participa și persoane juridice, dar ulterior. Deocamdată, persoanele fizice pot să se prezinte la unul din dealerii autorizați și agreați în program, pentru a se înscrie cu autovehicule uzate mai vechi de 8 ani. În plus, cei care participă la program pot beneficia de ecobonusuri la achiziționarea unor autoturisme cât mai nepoluante. Valoarea ecobonusurilor este următoarea. 750 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou, al cărui motor generează o cantitate de emisii de dioxid de carbon mai mică de 100 de grame pe kilometru, în regim de funcționare mix, potrivit mențiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou. 1500 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistemul de propulsie hibrid, tehnologii hibrid convenționale și 2500 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, tehnologii avansate de tip plug-in. Pot fi cumulate maxim două ecobonusuri, cu mențiunea că aceasta se poate realiza numai între ecobonus de 750 de lei și unul din celelalte două categorii. Pentru informarea publicului trebuie să precizăm că în județul Suceava avem autorizați pe linie de mediu și, mă rog, posibil să preia autovehicule uzate, 36 de agenți economici colectori de vehicule scoase din uz, din care 15 în zona Suceava, 6 în zona Rădăuți, 4 în zona Fălticeni, 6 în zona Gura Umorului Câmpul Lung și 2 în zona Vatra Dornei. Deci cei care se înscriu, după ce merg la dealerul de mașini, se înscriu, după aia trebuie să plece cu mașina uzată la unul din acești agenți economici colectori pentru a o preda și a obține certificatul de radiere. În acest program, după cum se știe, prima de casare este de 6.500 de lei, urmând ca în funcție de autovehiculul achiziționat să se primească și un ecobonus, așa, în valoare de 750 de lei pentru cei care achiziționează mașini cu o emisie de dioxid de carbon mai mică de 100 grame la kilometru, sau 1.500 de lei pentru cei care își achiziționează mașină cu propulsie ibridă, adică motor clasic și motor electric, sau de 2.500 de lei pentru cei care preiau, își cumpără o mașină cu motor electric. Totodată, directorul adjunct al Agenției pentru Protecția Mediului atrage atenția asupra poluării mediului din cauza autovehiculelor. Sperăm ca prin acest program, prin derularea lui, să se contribuie în continuare la protecția mediului prin faptul că autovehiculele uzate produc atât poluarea atmosferei prin gazele de eșapament, cât și poluarea solului prin scurgerile de uleiuri sau alte lichide din mașini în timp ce sunt parcate sau chiar în mers, și precum și în domeniul gestiunii deșeurilor, având în vedere că acestea predate fiind, se realizează o gestionare mai bună a deșeurilor provenite de la aceste vehicule scoase din uz sau uzate,
care au și deșeuri periculoase în ele, diferite lichide, baterii de acumulator, precum și deșeuri metalici care intră în circuit, circuitul productiv, prin reciclare, reducând consumul de materii prime. Ca o noutate absolută, cei care au înlocuit rabla cu o mașină ecologică au primit în plus, ca ecobonus, o sumă de până la 3.000 de lei. Anul acesta, autoritățile au emis pentru persoanele fizice 20.000 de tichete de casare față de 17.000 în 2014. Valoarea tichetului rămâne neschimbată, de 6.500 de lei. Însă, pentru cei care vor folosi tichetul pentru a cumpăra o mașină ecologică, statul va plăti în plus și ecobonusuri cu o valoare de 1.500 de lei. În județul Suceava au fost până în momentul de față 36 de beneficiari în urma programului.